Așa! Atent, pulpe! Atent, pulpe! Ia tu! Ia tu! Haide! David, rămâi! Rămâi, David! Pas! 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 Și! Nu dai centru, David! Băi, de ce facem? Victor, felicitări, un punct obținut, dar parcă așa un mic regret, pe final puteam câștiga astăzi. Bună seara, Alex. Cred că astăzi am făcut un joc foarte bun. Cred că ne-am dominat adversarul atât tactic cât și fizic. Chiar dacă am primit un gol foarte ușor, consider că jocul tot timpul a fost controlat de noi. Cu puțină atenție în repriza a doua, cred că puteam fructifica una din multele situații de gol pe care ni le-am creat. Rămânem cu regretul că nu am reușit mai mult. Cred că astăzi am practicat un joc deschis, am pus presiune pe adversar, chiar dacă am jucat în deplasare. Până la urmă este un punct de plecare, chiar dacă am înscris decât un singur punct, aveam nevoie pentru moral și deocamdată plecăm cu un singur punct dintr-o deplasare grea. Cum ai caracterizat primele 20 de minute în care s-a primit și acel gol? Așa, destul de ușor. Primele 20 de minute a fost un joc de tatonare, dar repet, fără ocazii de partea niciunei echipe. Am primit un gol încă o dată ușor. Mă bucur că avem puterea mentală și fizică să ieșim la joc, să ne subordonăm adversarul și Dumnezeu până la urmă ne-a răsplătit. Am avut și acea situație în care am scăpat 2 contra 1 de la centrul terenului. Am suferit la ultima pasă, este un copil tânăr, un copil de 2006, care cu o simplă pasă cu lat în fața porții ne aducea cele 3 puncte. Dar, repet, este un joc bun, îmi felicit jucătorii și sper să o continuăm pe aceeași linie. Pentru că tu vorbești de ce va fi, iată, un prim joc va avea loc marți cu Universitatea 2 Craiova. Cum vezi această partidă? Una cu... Din punctul meu de vedere, CSU Craiova este una din pretendentele la primele 4 locuri. Este o echipă tânără, o echipă cu jucători talentați, cei mai talentați jucători din zona Olteniei. O echipă care este imprevizibilă, niciodată nu știi când pot face un joc extraordinar, dar la fel de bine și noi avem o echipă experimentată și cred că putem să-i contracarăm. Trebuie să o ținem pe aceeași linie, trebuie să ne luăm cele 3 puncte pentru că jucăm acasă. Și de aici să înceapă urcarea noastră. Si. Cosmin, ați început, eu știu, mai temător, ulterior ați venit la cârma jocului. Într-un final a ieșit un rezultat de egalitate.
parcă așa cu un ușor gust amar plecăm de aici, parcă se putea mai mult. Plecăm cu un gust amar mai mare, nu ușor, pentru că am dominat, except în primele 15 minute, cred și ultimele 5 minute când au cam venit pe noi, în restul jocului am controlat. Am avut și două ocazii imense pe final, aia n-a intrat în poartă. Noi suntem mulțumiți că am făcut un joc bun, cred eu, spre foarte bun. Și am dominat o echipă în deplasare care are pretenții, are jucători foarte buni, antrenori foarte buni. Au bătut și prima etapă destul de ușor și suntem mulțumiți cu un punct, deși puteam să obținem și victorie. Astăzi ai fost cel mai bun, să zic așa, ținând cont că ai și marcat. A fost primul gol în tricoul filiașului. Cum a fost? O lovitură da, de cap? Da, mă bucur că am marcat. O centrare și am atacat mingea. Am căutat mingea, am atacat, a ieșit gol, mă bucur. Nu prea contează cine dă gol. Nu... Pe mine mă interesează mai mult să nu luăm gol, să-mi văd de treaba, de faza defensivă, dar dacă pot să și marchez, sunt foarte bucuros și sper să mă înscriu de acum acolo. A fost o săptămână dificilă, ținând cont că ați pierdut primul meci cu Deva. A fost o presiune în plus pe voi? A fost oarecare presiune, pentru că nu e ușor să încep o înfrângere, mai ales după ce am fost eliminați din cupă, acum prima etapă am pierdut. Ne doream să venim să luăm punct sau puncte pentru că pentru a prinde moral. Pentru că dacă aduni ușor puncte, prinzi moral și după ți-e mult mai ușor să joci, mai detașat, mai cu încredere. Nu aveți timp de respiro prea mult. Marți o întâlniți pe Universitatea 2 Craiova, iată, într-un meci cu cântec, să zic așa. Un meci da, am înțeles important. Că s-a programat marți meciul. E timp scurt, avem câteva zile să pregătim meciul. Sperăm că ai data să jucăm și acasă, având și suporterii la meci, oamenii care să ne susțină în tribune, să câștigăm, să fie prima victorie în acest campionat, mai ales că au jucători buni, dar tineri. Și sperăm că o să-i batem. Pe mai multă experiență și ne dorim să-i batem. Merci. David, ai avut golul 2 în picior, acel șut scos cu greu de portar. Ai văzut-o în poartă? Sincer să fiu, da, am dat un șut bun, era și mascat portarul, chiar credeam că o să intre în poartă, însă n-a fost să fie. Este un rezultat bun, totuși. Rezultat bun, o primă repriză de tatonare, a doua cu voi la timonă. Ce a lipsit să nu câștigăm astăzi? A doua cu noi la timonă, așa a fost și meciul trecut. Asta arată că suntem o echipă pregătită fizic foarte bine. Suntem un grup toți, o familie și am făcut un meci foarte bun. S-a văzut că am lucrat foarte bine în această săptămână. S-a ratat cu ușurință, din păcate, pe final. S-a ratat, însă este bine că ajungem acolo, în fața porții, sunt convins că o să vină și golurile. Aici este o echipă grea, Ghiroda, și sunt convins că o să se scoată foarte greu puncte de aici. Ținând cont că ați pierdut meciul cu Deva, cum a fost săptămâna? A fost o presiune în plus pe voi până la acest joc? V-ați descătușat, ca să zic așa? Presiune este mereu la fotbal, nu pot să zic că a fost așa de multă presiune. Ne-am pregătit chiar foarte, foarte bine, cu antrenamente foarte tari. Și am fost un grup, asta e cel mai important. Si. Mersi. Ianis, iată o remiză aici la Ghiroda după un meci pe care l-ați avut în mână. Bună ziua, da, a fost un meci foarte, foarte greu, dar băieții au jucat impecabil și am reușit să scoatem egal. Cum a fost golul? L-ai primit? Parcă ține caz așa că da, te-am văzut. Da, am scos-o, dar pentru o bâlbeală pe acolo prin care au ajuns să dea ei cu poarta goală și au scris. Ai deja două meciuri oficiale la aceste filiași. Cum vezi, cum te simți? Eu cum vezi lucrurile? Într-o formă foarte bună, nu fac probleme de asta, că am venit aici să-i ajut foarte mult pe colegi. Cu câtă șansă am eu să prind aici, atât îi ajut și îmi dau tot ce e mai bun să-i ajut mereu pe colegi. Marți vine un meci cu Universitatea 2 Craiova, iată fost toată echipă, cum îl vezi? Am discutat și cu câțiva colegi de acolo și au zis că va fi un meci greu contra noi, dar o să dau tot ce e mai bun pe teren să nu... Să fie bine. Da, să fie bine. Nu o să-i port pică la nimeni. Mersi.